Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la un nou grupaj informativ. Două persoane au fost surprinse în timp ce încercau să sustragă mai multe bunuri din incinta unui supermarket. Acestea au fost date pe mâna oamenilor legii. Două femei au fost prinse în această după-amiază, în timp ce încercau să fure produse dintr-un supermarket situat pe șoseaua de centură a municipiului Focșani. Cele în cauză au fost reținute de agenții de pază ai supermarketului, fiind depistate după ce au trecut de casa de marcat, având asupra lor peste 50 de produse, a căror valoare nu a fost achitată. S-au plimbat cam o oră prin magazin. Una dintre salariate a sesizat faptul că este foarte întârziat momentul la cumpărături și... Și-a dat seama după sacoșa pe care o aveau că au efectuat și cumpărături în valoare de 27 de lei că timpul acordat cumpărăturilor este prea mare. După ce au trecut de case, salariatul nostru pe care l-aveam angajat la pază și-a rezervat dreptul să efectueze un control. S-au supus controlul, le-am chemat în birou și în momentul în care am început să facem percheziția, să facem controlul corporal, am constatat că ascunseseră produsele pe care dumneavoastră le-ați filmat mai devreme, în valoare de aproximativ 400 de lei. Poate că, aparent, suma nu vi se pare foarte mare. Dar gândiți-vă că ne confruntăm zilnic cu astfel de probleme și astfel de cazuri. Nu spun că îi prindem zilnic, dar ne dăm seama din lipsurile pe care le constatăm la inventar. Și aceste lipsuri, vă rog frumos să mă credeți că nu sunt mici, sunt destul de mari. Din păcate... Sunt clienții noștri, trebuie să-i tratăm cu drepturi egale, nu putem să ne rezervăm dreptul să ne alegem clienții, dar ceea ce vreau să semnalez cumva este că aceste persoane chiar nu merită să fie primite nici într-unul dintre magazinele din Focșani. Deci atenție celorlalți, la ceilalți comercianți, dacă văd această emisiune, să le și repereze și să nu le dea voie să intre în magazin, că nu intră cu intenții de a-și cumpăra produsele. Bine, ce au spus după ce au fost prinse? Bine, au spus că au furat la comandă, că duc produsele nu știu unde, că de fapt au fost alte persoane care au furat din magazinul acesta și că le-a îndemnat și pe ele să vină la furat, ceea ce tind probabil să le și cred, că mai sunt persoane care fură și că le-au trimis, du-te acolo că poți să furi. Adevărat, spațiul este foarte mare, 2300 de metri pătrați. E ușor să furi atunci când, pe schimb, sunt 30-40 de salariați pe care nu ai cum, nu se pot ocupa doar cu supravegherea clienților. Salariații noștri trebuie să introducă și marfă la raft, trebuie să aibă grijă de calitatea produsului, să aibă grijă de termene. Deci au foarte, foarte multe atribuțiuni. Nu pot să stea numai să urmărească, pentru că la urma urmei nu suntem o societate care să urmărim clienții care vin la cumpărături, ci trebuie să le oferim servicii. Femeile au declarat că au fost puse să fure. De ce ai recurs la un asemenea gest? De foame. De foame. Dar la muncă? Și la muncă, dar nu avem unde să ne ducem, că a plouat afară. Și ne-a trimis alții pentru alte chestii. Și cu asta cine v-a trimis și de ce? Cine v-a trimis? Cine v-a trimis ca să furați din magazin? Nu-i treaba dumneavoastră. I-am zis lui doamna, păi eu vi le zic. Păi spuneți-ne și nouă. Femeile s-au ales cu dosar penal pentru furt calificat. Primăria Focșani a organizat astăzi cel de-al doilea seminar în cadrul proiectului privind crearea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din municipiu. La eveniment au participat agenții economici din domeniul turismului, restaurante, hoteluri, agenții de turism și reprezentanții instituțiilor care gestionează informații referitoare la obiectivele turistice din municipiul Focșani și au încercat să găsească împreună cele mai bune modalități de colaborare. Primăria municipiului Focșani are în implementare proiectul Crearea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din municipiul Focșani, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Prin implementarea acestui proiect se are în vedere creșterea numărului turiștilor și promovarea turismului local. Sper ca prin dezvoltarea și a centrului de la noi și a celui de la Autoviști să putem realiza o colaborare care să implice inclusiv un personal dedicat activității turistice. Eu, de exemplu, am făcut amenajat deja referatul pentru cele noi proiecte de hotărâre de modificare a organigramei și înființarea două posturi pentru centru de informare turistică. Știi că ne-am vorbit de foarte mult timp pe tema asta. Același lucru vreau să se facă și Odoveștiul va avea personal angajat acolo și acele persoane sunt persoane cu, sau vor trebui să fie ca așa să încerc, între persoane cu experiență și cu pregătire în domeniul turistic, acreditate. Centrele acestea de informare turistică trebuie ulterior după deschidere acreditate și au nevoie de un manager de centru care are acreditare în domeniul turismului. Deci vom avea personal specializat pe turism, care sperăm că va putea cu
colaborat foarte bine și cu asociația. Noi ceea ce facem acum, trebuie să spunem că este doar un mod de prezentare și într-adevăr și de promovare. Dar nu uitați că o asociație de promovare are, poate atrage mult mai mulți turiști și fonduri europene decât orice altă activitate. Este punctul meu de vedere. Trebuie un eveniment de amploare. Trebuie un eveniment care să reprezinte într-adevăr Focșani. 10 firme care vând vin, mititei, jucării de proastă calitate, rițipiții sau ce o să mai vinde acolo. Aia nu înseamnă, sincer, alea nu sunt... Nu, consider că nu reprezintă adevăratul festival al vii și vinului frâncean. Ce? Da? Cine? Deci gândite niște programe, trebuie să gândite, dar, repet, pe baza o asociație de genul ăsta poate atrage toți factorii implicați în astfel de acțiuni și gândit o masă rotundă, unde, într-adevăr, tot timpul am zis lucrul ăsta, putem să trecem la pasul următor, care înseamnă, haideți, fraților, să ne întâlnim, haideți să gândim, să punem, să creionăm astfel de programe. Valoarea proiectului este de peste 318.000 de lei și se derulează pe parcursul a 12 luni. Acțiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare de la Uniunea Europeană se apropie de final. Beneficiarii, respectiv persoanele cu venituri până în 400 de lei, mai au la dispoziție o săptămână pentru a le ridica. Primăria municipiului Focșani informează cetățenii asupra faptului că săptămâna următoare, 30 martie, 3 aprilie 2015, este ultima perioadă de distribuire a ajutoarelor alimentare europene. Am hotărât ca fiecare persoană să primească un singur pachet, pentru că atât avem, și cred că lumea va răspunde pozitiv la hotărârile noastre și va fi mulțumită. Beneficiarii care se încadrează în categoria persoanelor defavorizate pot ridica ajutoarele alimentare europene din incinta Colegiului Tehnic Ion Mincu, sediul atelierelor, strada 1 decembrie 1918. Programul de distribuire se desfășoară de luni până vineri între orele 9-16. Astăzi, în întreaga lume, se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului, zi care este marcată încă din anul 1961. Cu această ocazie, Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia și Ateneul Popular au pregătit un sfârșit de săptămână plin de spectacole. În fiecare an, o personalitate recunoscută la nivel internațional este invitată de Institutul Internațional de Teatru al UNESCO să transmită reflecțiile sale asupra celei mai vechi forme artistice, teatrul. Mesajul este tradus apoi în peste 20 de limbi. Acest an, mesajul este transmis de regizorul polonez Krzysztof Warlikowski, un regizor cu un palmares impresionant, un regizor tânăr, dar foarte bine cotat la nivel mondial. Sperăm ca după acest mesaj și în România să fie invitat unul dintre spectacolele realizate de domnul Krzysztof Warlikowski. Galele teatrale focșănene continuă seria spectacolelor în acest sfârșit de săptămână, spectacole care se vor desfășura la Teatrul Municipal și la Ateneul Popular din Focșani. Galele vor continua și mâine și poimâine și răspoimâine, mâine cu o comedie de Noel Coward, Fantoma Dragostea Mea, un spectacol al Teatrului Metropolis din București, printre protagoniști numărându-se și Alexandra Verniciuc și Monica Davidescu și Marius Florea Vizante, doar trei nume din distribuție, dar menite cu siguranță să vă aducă în sala de spectacol. Duminică, două mari soprane ale Teatrului Liric din România, e vorba de Daniela Vlădescu și de Bianca Ionescu, vor fi prezente pe scena Ateneului Popular din Focșani, cu un regal de operetă, arii celebre, care sunt sigur că vă vor încânta și nu doriți să le ratați. Ultimul spectacol al galelor teatrale are loc luni, 30 martie, unde veți putea urmări un text de Ion Minulescu, Allegro Manon Tropo, în regia lui Răzvan Popa. Din distribuție fac parte actorii ai Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București, Eugen Cristea, Gavril Pătru, Costina Ciuculică sau Ailin Cadâr. Veniți la teatru, este îndemnul pe care vi l-am adresat cu fiecare prilej pe care mi l-a oferit televiziunea Atlas. O fac și astăzi, veniți la teatru, veniți să vedeți aceste spectacole din galele teatrale ale municipiului Focșani, manifestare dedicată, așa cum am spus, zilei de 27 martie, zi în care sărbătorim teatru, Ziua Mondială a Teatrului.
Contribuabilii care datorează obligații fiscale ca TVA, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate sau impozitul pe profit și nu sunt înscriși în vectorul fiscal, trebuie să depună la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Vrancea o declarație de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice sau juridice. Nedepunerea la termen acestor declarații se sancționează cu amendă. Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înființării potrivit legii în cazul persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică și de la data eliberării actului legal de funcționare, data începerii activității, data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator în cazul persoanelor fizice. Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de mențiuni sau a declarațiilor de înregistrare fiscală se sancționează conform codului de procedură fiscală cu amendă de la 500 la 1000 de lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice cu amendă de la 1000 la 5000 de lei. De asemenea, dacă apar modificări cu privire la datele din declarația de înregistrare fiscală, trebuie aduse la cunoștința organului fiscal competent din subordinea Agenției Județene a Finanțelor Publice Vrancea în termen de 30 de zile de la data producerii acestora prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. Tinerii care vor să devină pompieri au la dispoziție 174 de locuri în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, în sesiunea 2015. Cele mai multe sunt pentru bărbați. Zeci de locuri sunt disponibile pentru tinerii care vor să urmeze o carieră în cadrul unităților pentru situații de urgență. Sunt mai multe școli care în acest an organizează admitere. Pentru cei care doresc să devină pompieri, anul acesta sunt scoase la concurs 174 de locuri în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, care școlarizează pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Astfel, sunt scoase la concurs 35 de locuri pentru bărbați la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza și alte 125 de locuri la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu de la Boldești. De asemenea, tot pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, sunt scoase la concurs locuri de data aceasta atât pentru bărbați cât și pentru femei la Facultatea de Poliție Specializarea Drept, la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu de la Sibiu, la Academia Tehnică Militară, cât și la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I de la Pitești. Cei care vor fi admiși în acest sistem au mai multe beneficii. Cei care optează pentru a studia în cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI vor avea parte de școlarizare la standarde europene, vor beneficia de un loc de muncă stabil după finalizarea studiilor și își vor desfășura activitatea într-un cadru dinamic și competitiv. Informații privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele și probele de concurs, tematica și bibliografia vor putea fi obținute accesând site-urile acestor școli de profil, pe adresa de internet a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dar și direct la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Salini al județului Vrancea, din strada Dornișoarei, numărul 10 Focșani. De asemenea, este disponibil și numărul de telefon 0237 611212, interior 27013, ori 27113. Deputatul Florin Secar a fost primit cu brațele deschise de către membrii PNL, cel puțin așa susține conducerea partidului. În ceea ce privește faptul că parlamentarul s-a plimbat în ultima perioadă de la un partid la altul, liderii PNL susțin că oricine este binevenit în PNL dacă nu are dosar penal. Deci a fost foarte bine primit și de noi la nivelul conducerii și de foarte mulți, că au fost foarte mulți și colegi, șefi de organizații din teritoriu. Chiar am discutat amiabil și am discutat toți și suntem conștienți de faptul că revenirea dumnealui alături de noi este un câștig în lupta aceasta pe care o ducem. În ceea ce privește faptul că deputatul Florin Secară s-a plimbat prin mai multe partide, PDL, PMP, UNPR, liderii PNL Vrancea spun că cel mai important lucru este faptul că parlamentarul nu are dosar penal. În cazul domnului deputat Secară, părerea mea este că se face în primul rând o reparație a electoratului vrâncean din Colegiul 6 care l-a votat, dumnealui efectiv în acest caz revenind la matcă, revenind acolo de unde a plecat. N-am fost și nu voi fi niciodată de acord cu modificarea majorităților parlamentare pentru trecerea unor oameni dintr-o parte în alta. Dar părerea mea este că în acest caz este o altă situație. Revenirea dumnealui la matcă, după părerea mea, nu mai înseamnă traseism politic, este de fapt o reparație pentru electoratul vrâncean care pe dumnealui l-a votat pe Colegiul 6. Acei colegi, în general, unde este dușturi, la foștii tăi colegi care au plecat, da?
acei foști colegi, fii vorba între noi. Știți de ce a plecat din PMP? A plecat din PMP când a văzut că doamna Udrea vrea să candideze la președinție și a dat seama că e cea mai mare prostie care putea să fie făcută și asta a fost unul din motivele pentru care a plecat din PMP, ca să înțelegeți. Legat de ce se întâmplă în continuare, noi trebuie să punem problema așa. Are un dosar penal în spate? Deci n-am luat un om cu dosar penal. Dacă luam un om cu dosar penal, putea să ne faceți repășul. Și să știți că cei cu dosare penale nu mai puteți cu penal. Deci cum apare un dosar penal la cineva, noi nu mai mizăm pe acel om că mai votează cu noi. Deși deocamdată Florin Secară nu ocupă vreo funcție de conducere în partid, liderii PNL spun că în cel mai scurt timp se va rezolva și această problemă, dat fiind statutul de parlamentar al noului liberal. Deocamdată eu chiar, cum era normal și corect, l-am întrebat, că așa este edita mai deputatul, să-l vedem ce intenții și ce-și dorește dumnealui, unde vrea, pe ce zonă vrea să acționeze. Deocamdată a spus că o perioadă își dorește să reintre în efectiv în activitatea internă de partid și după aceea o să discutăm, bineînțeles, și probleme legate de o viitoare funcție pe care e normal și corect ca dumnealui să o ocupe în nou Partid Național Liberal. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și va ploua. Vântul va sufla în general moderat, temperaturile se vor încadra între 7 și 11 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!